Băi, bine respectuos să ne ridicăm pe picioare, doresc să cinstim cuvântul Domnului din Cartea Proverbe, capitolul 4. Am să citesc primele 9 versete. Proverbele, pildele lui Solomon, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 9, 642, pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere și nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Înalță-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Amin. Vă invit respectuos să reocupăm locurile. Aș dori în această seară, prin ajutorul Domnului, să privim în acest pasaj biblic care l-am citit, în câteva minute, și așa după cum spuneam dimineață și cunoașteți, astăzi este aici în Statele Unite ziua bunicilor, Grandparents Day. Și Domnul mi-a pus pe inimă, cred că de la El, de a aduce câteva gânduri bazate pe cuvântul lui Dumnezeu și în această seară în scurt, legate de cum să ne creștem copiii și nepoții. Deși copiii nu sunt dați bunicilor ca să fie crescuți, ci sunt dați părinților, ca ei să fie cei care să îi crească, să îi educe. Copiii nu sunt dați nici școlii pentru ca școala să îi învețe și să îi instruiască, să îi formeze. Copiii nu sunt nici ai guvernului, deși tot mai mult în societatea în care noi trăim și auzim pe aici pe acolo anumite situații, când guvernele se simt entitled, cum să zic așa, îndreptățite, să aibă autoritate peste copiii noștri, să aibă autoritate peste viața copiilor noștri. A fost, după cum cunoașteți, au fost câteva cazuri și acum este cazul familiei Furdui din Germania. O familie despre care se știe că a crescut copiii într-un mod civilizat, creștinesc, este adevărat, căutând să îi formeze după valorile iudeo-creștine sau după valorile biblice. Dar guvernul Juggernaut, această, să zicem, organizație, acest departament de supraveghere a copiilor nu a acceptat modul acesta de creștere, că îi duceau duminică de duminică la biserică, îi învățau pasaje din Sfânta Scriptură, îi învățau să cânte la instrumente muzicale în biserică și lucrurile acestea au deranjat comunitatea din localitatea respectivă și în mod special autoritățile respective. Am spus și repet, chiar și în cadrul convenției am participat la o emisiune unde am fost întrebat legat de aspectele familiei, am avut ocazia de asemenea de a sluji și de a avea un seminar de familie în cadrul convenției și înțelegerea mea este, studiind ceea ce se întâmplă în societatea largă,
Deși noi avem în familie, avem persoane care s-au dedicat educației ca și învățătoare, profesori, cum vreți să-i numim, sluji chiar în școli publice, însă ca și sistem și ca și formă de organizare, sistemul educațional din Europa Occidentală, sistemul educațional din Statele Unite ale Americii, este unul dintre pârghiile, dintre brațele puternice ale unui guvern ultraliberal, neomarxist, care caută să preia pe copiii noștri și să preia, să le șteargă mintea copiilor noștri și să îi modeleze ca și o plastilină în ceea ce ei cred că este bine. Necazul este că mulți părinți creștini nu au fost atenți la lucrul acesta și în special și noi, venind dintr-o țară fostă comunistă, într-o țară așa zisă democrată, și credem că este așa, cu valori care noi le îmbrățișăm, vigilența noastră a scăzut în privința aceasta, cu mult mai mult decât era vigilența părinților mei, de exemplu, în regimul comunist, când a înțeles clar că regimul comunist este anticreștin. Și observăm astăzi tot mai mult că în școli nu este o instruire adevărată, ci este mai mult o îndoctrinare a copiilor noștri. Copiii noștri sunt îndoctrinați într-un anumit mod de gândire și copiii pe care dumneavoastră îi vedeți aici, chiar în față dimineață venind, și îi aveți în familia dumneavoastră, sunt total diferiți de cum ați fost dumneavoastră când erați copii. Total diferiți, pentru că în școală, încă mai devreme, poate chiar de clasa întâia, cei care merg la preschool, kindergarten, sunt semănate picătură cu picătură, o travă în mintea lor. Acum, eu nu spun să scoatem din școala publică, nu spun să nu trimitem acolo, ci ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră este de a ne îndeplini mandatul care Domnul ni l-a dat ca și părinți în chemarea pe care o avem. Acum, unii dintre dumneavoastră aveți posibilități materiale mai bune și condiții de muncă de asemenea în care puteți să faceți homeschooling cu copiii dumneavoastră. Îi ferice de dumneavoastră. Alții aveți alte posibilități materiale, că puteți trimite la un private school și în special la o școală creștină și oarecum ați spune că sunteți mai liniștiți. Însă sunt majoritatea care nu pot să-și permită lucrul acesta, pentru că așa cum știm, cheltuielile sunt mari și viața este scumpă, este costisitoare. În cartea Proverbele lui Solomon sau Pildele lui Solomon avem învățături clare și practice în ceea ce privește viața de familie și în ceea ce privește viața ca părinte și în relație cu copiii. Aș dori în câteva minute, privind la ceea ce am citit din Proverbe capitolul 4, să observăm că ceea ce tatăl acesta transmite pentru copiii lui este acest dialog de tată-fii, fiice, am putea să spunem, dacă vrem să fim inclusivi, și cred că este normal să fie așa. El, învățăturile pe care le transmite, spune că de fapt nu sunt învățăturile lui, ci le-a primit de la părinții lui. Uitați ce spune aici, înțelegând că este Solomon, zice: eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea, versetul 2 și versetul 3, căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele, n-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti.
Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea cu tot ce ai, dobândește priceperea, înalți-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa, ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Și ceea ce el învață aici, de fapt, ne arată că el primise de la părinții lui, care erau David și Batșeba, aceștia au fost părinții lui Solomon. Acum, dacă privim în viața lui David, am putea să observăm câteva scăpări, câteva minusuri ale lui David și am putea să-l judecăm în privința aceasta. Cu copii mai mari decât Solomon, înțelegând că Solomon a venit mai târziu, dacă citim în cartea Samuel, în cartea Cronicilor, el a avut pe Absalom și a avut pe Adonia. Ni se spune despre Adonia că nu l-a mustrat niciodată. Nu l-a mustrat niciodată. Ni se spune despre Absalom, de asemenea, că s-a purtat cu el, oferindu-i toată libertatea de care el se putea simți capabil. Astfel vedem pe de o parte o atitudine a lui David care o putem justifica, a fost foarte ocupat, a fost în multe războaie, a fost rege, a avut multă ocupație cu conducerea regatului lui Israel până când l-a așezat, până când a reușit să aibă pace din jurul lui, însă observăm aici din cartea Proverbele că David a fost interesat în Solomon. A fost interesat în Solomon și ni se spune când l-a avut pe Solomon, un lucru pe care l-a făcut David printre altele, l-a luat pe Solomon și l-a încredințat în mâinile unuia dintre profeții timpului de atunci și anume Natan. Natan, profetul, a fost cel care a ajutat, a lucrat, a fost ca un tutore în creșterea, în educarea și în formarea lui Solomon. Și Natan chiar își schimbă numele lui Solomon și îi spune Iedidi, adică plăcut Domnului, iubit al Domnului. Astfel, este foarte important și acum vorbesc și pentru noi ca și bunici, este foarte important ca să înțelegem rolul pe care noi continuăm să-l avem în viața a copiilor și a nepoților noștri. Este important în primul rând prin ceea ce punem în copiii noștri, prin ceea ce semănăm în mintea lor, prin ceea ce noi facem cu ei și modelarea pe care noi o aducem, pentru că ceea ce noi căutăm să punem în copiii noștri, mai târziu ei vor prelua, majoritatea dintre ei, dacă nu toți, vor prelua din ceea ce noi am pus în ei și ei vor transmite mai departe. Vă aduceți aminte că în Noul Testament ni se spune și Pavel îi scria lui Timotei despre credința care întâi a fost în bunica sa, apoi în mama sa și spune și acum sunt încredințat că și în tine. Astfel, dragi frați și surori, noi când investim în copiii noștri, noi nu investim doar pentru ei atunci, ci prin investirea care o facem în ei, noi investim în generațiile care vin după noi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune de asemenea că Dumnezeu binecuvintează pe cel neprihănit până la al miilea neam, binecuvintează sămânța, binecuvintează generațiile care urmează după el, pentru că este înțelegerea că dacă el seamănă în copiii lui ceea ce este bine, ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, copiii lui la rândul lor mai departe vor semăna, vor transmite și astfel binecuvântarea va merge din generație în generație și va fi astfel cum vedem în cartea lui Ieremia, că după câteva generații Iobadab, fiul lui Recab, după câteva generații, ei au păstrat învățăturile strămoșului lor, Ionadab, prin faptul că
au locuit în afara cetăților, în corturi și nu au consumat vin, pentru că așa au fost învățați. Astfel, dragi părinți, care aveți copii mici, îi aveți cu dumneavoastră, îi aveți lângă dumneavoastră, în această seară aș dori să vă arăt trei lucruri, să le menționez, nu mai pot să le dezvolt, prin care să putem să facem lucrul acesta, investind în copiii noștri. Și primul element este când copiii noștri sunt mici, și mă adresez celor care aveți copii mici, care vă țin pe dumneavoastră mamele de fustă, de rochie, sau vă țin pe dumneavoastră tații de pantalon și se țin și vrei să-i trimiți de lângă tine și nu se duc, iar mai târziu îi chem și nu-ți vin. Primul element care este important este de a avea control asupra lor. Și acum aveți zice, cum adică în ziua de astăzi să controlez pe copil? Și îmi dau seama că este foarte greu, nu-mi dau seama de la copii, că noștri au crescut, dar îmi dau seama de la nepoți. Au un spirit de independență mult mai puternic decât era cu ani în urmă. Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, uitați ce spune, și mă opresc doar la cartea Proverbele lui Solomon, în capitolul 23, spune următoarele cuvinte, cuvântul Domnului. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scos sufletul din locuința morților. Acum, evident, când ați auzit lovindu-l cu nuiaua, asta înseamnă pedeapsă fizică, nu? E abuz astăzi, nu? Ei, dar Biblia se explică prin Biblie. Biblia se explică cel mai bine prin Biblie. Astfel, mergem în versetul 15 din Proverbe 22. Și aici, în Proverbe, capitolul 22, versetul 15, spune astfel: nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Nuiaua certării o va deslipi de el. The rod of discipline drives it far from him. Astfel, în Sfânta Scriptură există și posibilitatea aceasta de a folosi nuiaua. Părinții mei au folosit nuiaua, au folosit chiar și cureaua. Se ondulează, se modulează. Chiar și noi am mai folosit o nuiaua din când în când și cred că este ok de a o folosi fără să dorești să-l rănești pe copil, fără să dorești să îl chinui pe copil, dar a folosi-o nu cred că este greșit, chiar dacă este it's not politically correct, ca să folosesc această expresie. Însă aici spune nuiaua certării, nuiaua amustrării. Când erau copiii noștri mici, în special băiatul, uneori îmi spunea: tati, mai bine folosește nuiaua reală decât să-mi ții morală, expresia românească, decât să mă ții acolo, să uite în ochii mei și eu să-i vorbesc. Este foarte important de când sunt mici și pot să înțeleagă puțin, noi zicem nu înțeleg, dar ei înțeleg foarte mult. Ei sunt așa de șmecheri și ne manipulează așa de tare de nu vă dați seama, în special pe bunici, chiar și mai mult decât pe părinți. Foarte multe prostii fac copiii după ce cresc puțin mai mărișori în casele bunicilor. Da? Folosirea de telefoane, folosirea de acces la alte și alte lucruri, dacă nu suntem atenți. Nu e timp de a dezvolta lucrul acesta. Ia-l pe copil când este mic și să înțeleagă că tu ca tată și mamă ai autoritate asupra lui. You are an authority figure for him or for her. El trebuie să înțeleagă aceasta. Ea trebuie să înțeleagă. Nu lasă plece de lângă tine până când nu ajunge să înțeleagă. Și cum ajunge să înțeleagă? Ajunge să înțeleagă, după ce îi spui a doua și a treia oară, el te va respecta, el te va asculta, el nu-ți va întoarce spatele,
nu-ți va mai spune nu. Spunea fratele Andrei despre, tu ai spus sau cine spune? Nu, dimineață a spus fratele Teo de terrible two în căsătorie, în marriage. Dar there are terrible two în creșterea copiilor, nu? Când îi spui, spune nu. Și zice, nu, nu poate să spună. Poți să spui nu și spune nu. Poți să faci asta, nu. Toate sunt nu și când îi spui, poți să spui nu, zice nu. Deja au și spus, dar el spune că nu poate. Am învățat asta mai mult de la nepoți decât de la copii, din nou. Este important ca să înțeleagă de când sunt mici. Proverbe 22, mergem la 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață pe copil calea pe care să urmeze. Train up a child in the way he should go. Even when he is small and you think he doesn't understand. El înțelege. Atenție, cei care folosiți și toți folosim într-o formă sau alta cartoons, Peppa Pig a început să introducă ideea de părinți de același sex la cartoanele alea, la desene animate. Vă dați seama, noi crezi, oh, Peppa Pig, it's good? No, it's not good. Disney, it's one of the wokest companies in the United States. Unii dintre asta poate, una dintre cele mai ultraliberale companii din America. Și copiii au acces la programele de la Disney, Disney Plus. Ne luăm copiii, se ținem lângă noi, că ei ne sunt dați nouă ca dar din partea lui Dumnezeu și ca binecuvântare. Al doilea lucru și deja timpul s-a dus, este nu doar ai prin mustrare și prin controlare care putem să o facem asupra lor fără abuz, abuzul de orice formă este greșit, verbal, emoțional, psihic, fizic, este interzis. Al doilea element important este prin comportarea noastră, prin modelul pe care noi îl expunem înaintea lor. Felul cum eu îmi tratez soția, copiii văd cum o tratez pe mama lor. Spunea cineva, dacă vrei să-ți iubești copiii, să arăți că iubești copiii, tratează-ți bine soția. Felul cum tu ca soție îți tratezi soțul, transmiți un mesaj copiilor dumitale sau copiilor tăi. De a fi exemple pentru copiii noștri în comportarea noastră, în trăirea noastră pe plan spiritual, ceea ce privește rugăciunea, ceea ce privește citirea Scripturii, ceea ce privește frecvența la casa de rugăciune, ceea ce privește părtășia frățească. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Spune-mi cu cine te însoțești și spun cine ești. Tovărășiile rele, asocierile rele distrug un caracter bun. Și al treilea lucru este de a fi dedicați copiilor noștri atât timp cât îi avem. Chiar dacă ei au ajuns la statutul în care noi spunem că nu mai au nevoie de noi, înțelegând limitele care le avem, noi rămânem dedicați copiilor noștri. După cum Samuel spunea într-o altă împrejurare pentru poporul Israel, să mă păzească Dumnezeu, să nu mă rog pentru voi. Nu voi păcătui să nu mă rog. Ei trebuie să rămână în rugăciunile noastre, în postul nostru, să ne facem timp în a-i asculta,
să arătăm tandrețe față de ei, nu doar disciplina severă și aspră, ci și îmbinarea dragostei, a tandreței, a gingășiei. Să înțeleagă faptul că noi îi iubim. Spuneam la programul de care am avut la Credo TV un lucru care cred că este foarte important. Să reușim ca noi să avem un magnet mai puternic pentru copiii noștri care se atragă spre noi decât îl au prietenilor, decât îl are tehnologia asupra lor, decât are școala asupra lor și decât ar avea lumea asupra lor. Noi să avem acel magnet mult mai puternic care se atragă spre noi. Și nu poate fi un magnet mai puternic decât iubirea. Dumnezeu ne-a tras înspre sine prin faptul că ne-a iubit și continuă să ne iubească. Și în această iubire a sa, conform cu Evrei 12, El ne și disciplinează. Dar nu cu gândul să ne distrugă, să ne omoare, să ne nenorocească, ci cu gândul, așa cum se spunea mai devreme, să ne aducă la starea aceea de a purta chipul lui Hristos în toată frumusețea și în toată splendoarea Lui. Și astfel noi, purtând chipul lui Hristos, prin trăirea noastră, prin exemplul nostru, prin învățătura noastră, prin mustrarea dată copiilor, prin dragostea noastră, transmitem într-un fel acest chip asupra copiilor noștri. Astfel ajung să seamene cu noi fizic, fizionomic, dar și spiritual și relațional. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Vă invit să ne ridicăm pe picioare. Și aș dori să ne unim în această rugăciune înaintea Domnului. Am vrea să ne rugăm, copiii care sunteți aici și aveți părinți și care aveți bunici, rugați-vă pentru ei, pentru a-și împlini mandatul dat de Domnul așa cum vrea Domnul, spre fericirea voastră. Iar noi, ca și părinți, eu nu mai am niciunul dintre părinți, soția de asemenea nu mai are un an de când nu mai are mama, ne rugăm pentru copii și pentru nepoții noștri, cei care avem, ca la rândul lor și ei să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și în viața lor chipul Domnului Iisus să fie pregnant, să fie vizibil, să fie clar, să nu fie estompat de nimic, ci să strălucească, să radieze în viața lor chipul Domnului Iisus și afară lumea când îi vede să se întrebe ce este cu ei, nu este altceva decât Hristos în ei și în noi, nădejdea gloriei și Domnul să ne ajute. Amin. Ne rugăm și mulțumim Domnului.